Codin Maticiuc, am vorbit cu niște prieteni înainte de acest interviu, am încercat să documentez și întrebam lumea. Bine, n-am întrebat precum colegul Cabral 100 de români, nu este un sondaj, dar voiam să știu ce știe lumea despre tine. Mulți știau despre actele tale de caritate, alții știau că scrii pe Facebook, unii știau despre faptul că ai făcut niște filme, sunt mulți care te știu din zona mondenă. Ce vreau să te întreb și asta e prima întrebare, spune-ne câteva cuvinte despre tine, dar foarte scurt, cine este Codin Maticiuc? Uh, salut, mulțumesc pentru invitație. Uh, habar n-am cine este, eu întreb în fiecare zi cine sunt sau uh, ce fac sau care este uh, rolul meu aici, pe acest pământ. Cred că toți ne întrebăm. Uh, sunt tot ce ai descris tu mai sus, uh, sunt mai mult de atât. Uh, da, scriu pe Facebook și am un blog în care, pe care sunt mândru. Că citește destul de multă lume, am scris o carte. Uh, da, sunt uh, monden sau cum ai zis, sunt un om care sunt un om extrem de superficial care adoră nu știu, petrecerile, alcoolul, distracția în orice forma ei. Ce, ce mai spus că sunt? Am zis de filme. Filme? Da. Film, filmul este o mare parte din mine acum. Îmi place acest produs fiind care se numește filmul și sunt mai multe zone implicate. Adică, nu știu, actor, producător de film independent. Scenarist mai nou, am scris scenariul ultimului film ăsta care este în cinematografie acum. Hai să vorbim despre uh, filmul mi acesta. Mi-e greu să... Da. Uh, Caster, nu, nu știu, m intrat. Nu știu care dintre ei sunt. Sunt toți, sunt toate... Uh, încerc să fac bine cât mai multe lucruri din asta pe care le iubesc. Ok. Uh, Spune-ne cifrele filmului. Miami Beach, care a început să ruleze din acest weekend. Miami Beach, da, într-adevăr, rulează din în acest weekend. Uh, a făcut niște cifre extraordinare, chiar și... Uh, primul weekend a fost un, uh, un weekend de record uh, na național, în sensul în care am făcut uh, 105, aproape 154.000 de, de intrări de oameni care au mers la cinematograf în Și primul weekend. Și au plătit weekend. bani să vadă filmul. Și au plătit bani să vadă filmul. Cum îți explici? Mestui, um, pentru că um, noi ne, cumva ne facem bine treaba. până să faci record național. Asta asta cumva e ține de alinierea planetelor, adică ține și de Dumnezeu, ține de mai multe chestii ca adică, efectiv să uh -huh. să reușești un record național. Dar noi în general ne facem bine treaba, Adică filmul ăsta mai Beach a fost de la început gândit ca un produs de marketing foarte bun. Marketingul în sine al filmului a fost unul cum nu s-a mai făcut în România și a început cu un an și jumătate înainte de a de lansarea filmului în cinematograf. Nu s-a mai făcut asta niciodată. Conținutul, contentul, filmul în sine este unul bun, uh, și o spun asta uh, fără uh, falsă modestie. Ideea este că l-am testat. Noi l-am testat și înainte, știam ce, ce înseamnă l-ați testat. În sensul mm -hmm. care, uh, în diferite faze ale lui, l-am am testat cu niște focus grupuri, mm -hmm. prieteni, oameni în care am încredere, mentorei mei, și așa mai departe. Adică, de la scenariu pe care eu îl scriam și îl dădeam să citească, și oamenii spuneau, da, e bun, am râs. E fanii, e ce trebuie, va funcționa, până la uh, fărscatul filmului, uh, când am început să-l vedem cu oameni din industrie și oameni care contează. Uh iar acum el este testat pe săli reale, pe săli de oameni, pe, pe plătitori de bilete și este o, o reacție extraordinară. După primul weekend a devenit uh, ușor uh, ceea ce pe on, online numesc oamenii mai Beach Mania, adică oamenii se duc de două, trei și de patru ore au fost la filmul ăsta deja, adică eu nu înțeleg când... E Dar întâlnit. e un trend uh, ceva în cinematografia românească, dacă putem spune așa, adică am avut un trend cu uh, filme cu vloggeri, am avut filmul Five Gang care a stabilit un alt record și voi ați bătut recordul celălalt. Da, uh, Uite că am reușit să batem recordul lui Five Gang, care a fost un film foarte puternic. Uh, care, care zici tu că e trendul? Uh, film cu vlogger, pentru că l-avem pe uh, România și da, acolo film și cu aici. Vloggeri. Da. Uh, da. Nu cred că este un trend, cred că ei au făcut ceva special. Uh, filmul ăsta în care a fost regizor a fost Matei Dima și cu Shelly, ei uh, au făcut ceva special și s-au bazat pe fanbase-ul uh, lui Five Gang și al lui Shelly, în general. Uh, și voi pe ce vă bazați? Noi ne bazăm pe un cumul de, de factori, o să ți spun. La noi, întâmplarea face că în acest produs care se numește Miami Beach există un singur vlogger și, mă rog, ăla e și în propriu spus vlogger că străcu face sketch eu, nu vlogger, Matei Dima, în România. Da. Dar el este, el este și vlogger, el, el a terminat facultatea de actorie și a masterat o regie. Adică el este întâmplător, face și vloguri, nu pentru calitatea lui de vlogger, joacă în Miami Beach, ci pentru calitatea lui de actor, pentru că a terminat facultatea de actorie în America. Da și tu ești actor. Uh, sunt, și, da, mă rog, în sensul că nu mi place să arunc cu cuvinte, am făcut, nu am făcut un ATC-ul, m-am trezit târziu că îmi place acest lucru și am făcut uh, niște cursuri uh, de 6, un modul de șase luni de actorie de film. După care am făcut un modul de trei luni, după care m-am dus la școala de duminică de la UNATC, care se axa doar pe uh, film. Uh -huh. Deci cursurile și studiile mele sunt niște cursuri care sunt doar concentrate pe actorie de film, după care am foarte multe meciuri în picioare, ca să zic așa, multe filme făcute. Ai citit recenziile? Ce comentează oamenii? Ai văzut hate-ul? Ce părere ai? Acum vorbim despre Miami Beach sau Miami Beach? că la mine am mult hate, la Miami Beach deloc, adică e ceva extraordinar, n-am văzut un film în care hate să fie atât, nu un film, un produs, un orice, în care hate să fie atât de mic. Hate-ul către mine este unul extraordinar, în general. Acum, legat de Miami Beach, nu, n-a fost nici măcar aici, nici măcar la mine. Am văzut puțin hate, dacă zici că e, care se referă la înjurături. Ce le pot spune celor care sunt nemulțumiți de faptul că se înjură prea mult? A fost, acest hate a fost și este doar în rândul celor care nu au văzut filmul și încă mai este hate în rândul celor care nu au văzut filmul. Așa azi am văzut o postare în care spunea cineva că domne, că ce, Maticiuc și cu Dima sunt și ei actori, că dacă... Cine se... zice asta? Uh, un comentariu pe Facebook, okay. nu n am persoană. persoana. Uh, sunt și ei actori, că dacă sunt ei actori, nu știu cine, v-am zapelea și cu Vilaron Ciubanu se i în mormânt. Uh, ideea este că comentariile astea sunt doar de la cei care n-au văzut filmul. Pe ele nu le iau în seamă. Eu m-am obișnuit, sunt băcit, sunt unul dintre cel mai înjurat oameni din showbiz sau nu știu cum se, iau, din spațiul ăsta uh -huh. uh, a oamenilor cu un pic de notorietate. Uh, și totuși, de ce se înjură în film și dacă se înjură mai mult sau mai puțin? Asta voiam să spun că uh, în film se, se întâmplă mai multe lucruri și uh, am, am folosit pentru a crea umorul mai multe clișee românești pe care le-am adaptat la uh, umorul de situație, uh, comedia întâmplându-se uh, și filmul se plânsă 80% din el în Miami. Și atunci avem, o, avem două momente în care, în care se folosesc cuvinte vulgare. Uh, Doar două momente. Uh, da. Uh -huh. Trebuie să mă... Am dou avem două momente. Trebuie că, dacă se mai folosește undeva uh, pe parcurs ceva foarte mic, este datorită faptului că personajele sunt de așa natură în care ar fi vorbit, ar fi aruncat niște cuvinte. Dar avem două momente care, într-adevăr, în trailer sună îngrozitor, uh, dar ele sunt justificate pentru a crea groma. Sunt, uh, sunt două momente în care, odată, unul din personaje învață niște străini să vorbească românește și folos, folosește acea glumă primară în care toți am făcut-o la un moment dat în, vârstă, la, în viața noastră. Poate când eram mai mici să învățăm pe cineva străin să spună un cuvânt urât, crezând că este altceva. Uh -huh. Deci, a, aia este uh, un moment foarte clar uh, și bine determinat în film. Iar celălalt este un moment în care personajele principale aflate într-o situație de, de criză, chiar în fața unei, unei uh, posibile uh, uh, scandal, lupte fizice, aleg efectiv să unul dintre ei să înjure și celălalt să traducă în jurăturile noastre, care sunt atât de îngrozitoare încât până și adversarii lor se... Uh, deci tu zici se că nu se, nu se, înjură prea mult... În Depinde cum, cuvinte vulgare sunt, dar sunt atât timp cât sunt justificate și cât timp în urma lor vine un râs. Și și credeți-mă, uite, și o să scrie aici comentarii cei care au văzut deja filmul, vine un râs puternic. Pe momentele astea două se râde cel mai tare în film. Ce spune asta despre noi? despre, despre noi Spune faptul că am reușit să creăm umorul. Și spune despre oamenii care râd, ce spune? De, despre oamenii care râd spune că atât timp cât, cât, cât lucrurile funcționează, treci, pe, treci cu vederea peste cum s-a întâmplat, cum a venit râsul. Gândește-te la stand-up. La stand-up <coughs> Se, se înjură și acolo. Se, 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 nu, nu se înjură, se folosesc cuvinte vulgare. Nu se înjură, că doar okay. nu înjură da, da, acel se om bulgare. spectatorii. Dar, dar să folosesc cuvinte vulgare. De câte ori gluma aterizează și funcționează unde trebuie, cuvântul vulgar a fost iertat în secunda 2. Întrebare. Se da. poate fără înjurături în filme de comedie românești și în stand-up comedie? Cum crezi? 100% se poate în amândouă. 100% și atunci se poate în amândouă. de ce se alege varianta cu înjurături? Depinde de cum vrei să uh, prezinți uh, filmul sau situația și depinde de cum vrei să prezinți personajul. Uh, în sensul în care, depinde, personajele noastre sunt doi, doi spălători auto cu cultură zero. Și noi mergem pe, uh, și cu cultură și cu educație zero. Noi mergem pe a inoniza și a face. Uh, uh, a face mișto de aceste două personaje. Automat ele au fost. Uh, <coughs> Descrise așa cum sunt în realitate, așa cum ar fi acești oameni. Ar fi și aproape ciudat să nu folosesc niciodată un cuvânt urât. Uh, ei folosesc în. Uh, ei, fo ei fac dezacorduri. Sunt dezacorduri spus acolo. Nu este menirea noastră să educăm. Sau, mă rog, nu este educația aia de uh, mură în gură uh, dacă tu nu înțelegi ironia și faptul că râdem de oameni care fac dezacorduri, e o problemă. Nu ar trebui să, să scriem cele două personaje mai educat, doar ca lumea să zică, bă... Deci se poate face comedie și fără asta, dar de depinde de situația descrisă. Dacă situația descrisă este despre doi profesori universitari care ajung în Miami, nu ar trebui să existe niciun uh, înjurător, niciun dezacord. Și situația poate fi fani, Dacă doi profesori universitari care uite au plecat de la noi uh, și au luat uh, viața mâine, au zis, bă, nu mai putem cu salariile astea uh, mizere, noi plecăm în Miami să... Iată, aceasta e situație în care nu ar trebui să înjure nimeni. Iar dacă acolo pui înjurături... Un, uh, profesorii universitar nu jură, sau uh, uh, Nu că nu înjură, dar eu cred că se abțin din a folosi de. cuvinte vulgare gratuit. 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 gândiți în... despre gratuitatea acestor cuvinte. Acolo îi la ce deranjează. poantă se înjură cel mai. la ce poantă se râde, vreau să zic, cel mai mult în film. Păi ți-ai răspuns. Nici nu, deci nu-mi dau seama. La asta cu jurături se, 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 se râde foarte mult. Se râde extrem de mult la o una din... Uh, față de când eu mă drogesc din greșeală, găsindu-o în casa în care locuim o pungă de, de ciuperci din acestea... Uh, nu psihedelice, cum să... Ci pe care creează... halucinații uh, alucinogene, da. Alucinogene, exact. Și mă, mă droghez din greșeală cu ele și intrăm într-o situație în care uh, personajul lui Matei, adică Ion bilă trebuie să mă suporte pe mine, pe elie Piciu... Și lumea, lumea râde. Drogă... Da, lumea de mult la, la situația asta. Dar da, că, de, de ce atât cum de, de multe droguri în film? Uh, pentru că... Pentru că lumea. Asta a fost una din. când m-am apucat să scriu, am avut câteva lucruri pe care am zis că vreau să le ating neapărat. Și situația este una în care ei intră în, în cele, două, cele două personaje, se alătură unor mafiosi din Miami, care cu asta se ocupau. Și de la început, ideea mea de scris a fost să scriu un film în care să se prezinte și acest flagel al drogurilor, așa cum eu îl știu din viața noapte. În viața de noapte, undeva la 80-90% din oamenii pe care îi vezi într-un club, bar sau uh, discotecă consumă droguri. În București, în România, în Miami? În. București, în România Miami, da, în toate trei. Adică mă gândeam dacă cumva e alt procent în România față de București, nu. Deci așa tot. se întâmplă în cluburile de noapte. Da, din... așa se întâmplă. Cu buna știință a autorităților, a cluburilor. A știință, A cluburilor, da, și a patronilor care n-au ce face și care. A, a, a trecut de mult perioada aceea în care, sigur, patronii vând că nu știu, nu. Patroni, cluburile merg atât de bine într-o chestie atât de clară, cu absolut toate alea declarate veniturile și a mai departe, încât nu patronii nu sunt implicați în chestii de genul ăsta. Adică preferă să, lasă la o parte asta, tolerează, adică efectiv știu și ei că când te duci la toaletă la bărbați, la pisoare nu e nimeni și sunt cozi care nu se mai termină la, la, la cabinele cu ușă, în care intră 2-3 inși și se încuie acolo. Toată lumea vede asta, adică nu e ca și cum paza clubului, camerele clubului sau așa, nu văd dar ei își dau seama că oamenii aceia fiind dependenți, e nevoie. Dacă, dacă s-ar interzice mâine, dacă ar fi pe bune cineva care ar sta pe acolo și i-ar -ar alunga și așa mai departe, n-ar mai veni numai la club. Sau clubul respectiv, primul care ar face asta, ar da faliment în câteva zile. Cum spuneam, se întâmplă acest lucru. 80-90% din oameni pe care îi vezi în jurul tău în club fac chestia asta. Tu ai văzut, adică ai văzut uh, făcând lucrul ăsta? Uh, sau oamenii se feresc? Sau ai văzut făcând nu, lucrul ăsta? I-am văzut. Uh, am și prieteni din gașca mea de prieteni. Noi suntem niște dinozauri, așa, care suntem și mai bătrâni, și mai pe vechi, și atunci, la noi, în grup, procentul e undeva de 70% care nu fac chestia asta și 30% din prietenii mei fac asta, E asumat. Da, sunt dependenți? Um, e, greu să, e greu să spun. Să, eu cred că da. Adică, în sensul că um, eu care nu mă consider dependent de. Nu știu, de, de alcool, de exemplu, pentru că beau foarte rar și doar în club. Okay. Dacă merg în club de trei ori pe săptămână, cum mi s-a întâmplat în tinerețe și așa, uh, beam chiar de trei ori, dar dacă nu merg la club, că uite, muncesc și că sunt cu mai Beach în promovare și așa, nu beau cu săptămânile, că nu beau într-o zi de luni sau uh, uh -huh. nici măcar un pahar. Dar faptul că eu tot timpul asociez că, că la club trebuie să beau, există, există o formă mică de dependență. Adică, nu e doar dependența aia clasică în care uh, spui, bă, corpul meu tremură și uh, simt că am intrat în fibrilații dacă nu consum. Nu. Pur și simplu faptul că atunci când eu intru un club, zic, bă, dacă nu beau un pahar, nu mă distrez, nu? Mă distrez, că nu pot danse. Este o formă de dependență. Așa cum și el dacă intră în club și zice, bă, fără două linii de, de cox, nu mă simt bine? Este o formă de dependență. Părerea ta care e un lucru bun sau rău ce se întâmplă și cu alcoolul și cu drogurile? Și după aia o să te întreb și altceva despre film. Uh, cum poate să fie bun ceva ce de dependență? Adică nimic, nimic din ceea ce creează dependența nu este bun. Atâta timp cât ți-e, -ți, ție nu știu, alterează calitatea vieții, până și, nu știu, cei care sunt dependenți de sport, efectiv de dependență, E o problemă, nu? Adică, până și de lucrurile bune, poți să devii dependent și, și, a, și au, uh, au depășit uh, sfera de a fi bune, nu? Deci, cum să fie? De, dar bună autoritățile dependența? nu fac uh, lucruri suficiente pentru a opri acest, să zicem, flagel? Autoritățile, nu știu, m-am gândit, că mai scos din uh, de ce am folosit droguri până. Da, uh, da. e bine că mergem din una alta, așa. autorități nu știu, dar, Nu dau seama dacă fac destul. Eu cred foarte mult în tot ce înseamnă autorități în, acest, în România. Adică mă refer de la poliție, servicii și așa mai departe. Cred că nu știu dacă e lupta lor acum să. E, e prin faptul că îi știu pe absolut toți consumatorii și pe vânzătorii. Și, pe și, și, da, și, în faptul că eu cred că îi controlează 100%, adică nu cred că există un vânzător de, de droguri în România care să nu dea cu subsemnatul uh, săptămânal la poliție. Și ei, cumva, controlându-i și avându-i la mână, uh, controlează absolut tot fenomenul infracțional. Mm -hmm. Și de nu prea se creează la noi chestii reale. Adică, adică, există droguri, există și niște băieți care vând, este cerere și ofertă. Ca peste tot și va exista mereu, cu oricât se luptă în toate țările, va exista. Cât timp va exista cererea, va exista și oferta. Trebuie să oprești cererea, trebuie să oprești ca lumea să nu-și mai dorească. În momentul la oprești business-ul. Aici ajungem la întrebarea mea și știu că ai atins-o la un moment dat în niște interviuri. Crezi că ți se va reproșa că ai promovat acest mod de viață și treaba cu drogurile? Uh. Eu sper că mi se va reproșa, nu știu, pentru că nu am făcut acest film să educ, să fac filme despre tot felul de chestii. No? Eu am făcut film în 2020 despre ce se întâmplă în 2020. Uh -huh. Nu pentru a promova în niciun fel, ci pentru a prezenta, pentru a pune personajele într-o într situație, pentru că este o comedie de situație și situația apare, apărând drogurile care pentru ei sunt necunoscute, pe ei schimbă și devin Devine amuzant. Deci, nu mă interesează, că adică nu am făcut-o ca să educ, în niciun fel. Și educația vine de acasă și vine a citi printre rânduri un film ca al nostru. Și a vedea că personajele noastre uh, intră acolo și că um, în zona aia ei chiar greșesc făcând lucrurile astea. Dar, dar nu le spun motamo, la final să pun și un carton. Hei, ați văzut uh, pe cei doi, da? Nu a fost bine când s-au drogat și uh, ei nu au evoluat în sensul acesta, din potrivă, a fost o involuție, Nu. Nu e despre. Ce rating asta. a primit filmul? Pe MDB? Uh, o să ajungem și acolo. Nu. Uh, de, la cât, de la ce vârstă poate fi urmărit? Are, are timp cu filme. Uh, 15 plus. Ok. Și pe IMDB are o notă destul de bună. Deci peste 7. Destul de, destul de bună, da. da 7,5. În condițiile da, în care Five Gang avea ceva 1 sau până, în, până da, în 2. Ideea este că. Nu știu dacă tu știi sau așa. Uh, ideea este că notele astea pe IMDB nu au foarte mare relevanță, pentru că ele se pot da și se pot modifica și mie mi a arătat-o cei de la, nu știu că știi, acum 3-4 ani am lăsat un film în care... Două lozuri. Două deci, lozuri, în care da. am avut o, o problemă, problemă cu să zicem rating, așa, da. cu, 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 cu o grupare pe internet care se Dragos nu... Bucur în povestea că au primit ah. mult hate și mult hate au primit inclusiv din cauza ta, zicea. Da, da, da. da, da. Pentru că ai apărut în filmul acela. Exact, exact. Asta spun. De ce crezi că unii sau nu știu cât de mulți ar fi, nu le place faptul că tu apare în filme în filme și joci. Păi unora nu le place. Mă rog, în sensul care eu am fost un, un, un tip care a și deranjat. E normal. Pe cine ai deranjat? Cum ai deranjat? Am deranjat prin prezent. Adică, în general, când ești relevant și deranjezi. Cu... Adică, sunt foarte puțini uh, uh, um, oameni care au un succes extraordinar într-un domeniu și nu deranjează pe nimeni. Foarte, foarte puțin. Uh, deci îi e... deranjezi pe români că apar în filme și filmele tale au succes. Asta crezi? Nu, nu, nu. nu. Deranjezi anumiți, oameni, oameni, care sunt deranjați de succesul, nu știu, pe bărbați care sunt geloși pe succesul altor bărbați. Pe, nu știu, există acest lucru. Iar eu am deranjat cu atât mai mult cu cât am avut extrem de mult noroc în viață. Și este cumva normal și e uman să te simți deranjat de unul care tu poate ai muncit de două ori cât am muncit eu. Poate ai tras de trei ori mai tare, poate ești de două ori mai inteligent, poate citi mai multe cărți. Și sunt oameni care au făcut toate astea la un loc. Au citit mai mult decât mine, au învățat mai mult, s-au trezit mai dimineața, au, făcut mai... au depus mai multe ore de efort și n-au ajuns unde am ajuns eu. Și este. La ce te refer când spui n-au ajuns unde ai ajuns tu? La succes. Vorbesc la succes, dar mai multe planuri. Nu știu la ce plan să reportează ei. Eu am mai mulți bani decât ei, pentru că eu am bani din familie, pentru că tata a muncit, pentru că nu știu. Ce. Deci la norocul ăsta te referi la faptul că ai mai mulți bani din familie? La ăsta, dar nu doar la ăsta. La orice succes se raportează ei. Există, sunt convins, astăzi un actor într-un teatru din Iași, care a muncit și care e un actor de 100 de ori mai talentat decât mine, și se uită la Miami Beach și zice, Bă, bun Codin, dar nu e fer. Sunt mai bun decât el. Oricând. Codin trebuia să producă, trebuia să-și ia banii lui personal și să mai ia pe mine, pentru că așa trebuia să facă un producător adevărat, să Cumva are drept. Adică sunt foarte, există foarte multe nedreptăți și, uh, repet, pentru că e vorba de noroc, e vorba de. Trebuie să ai și noroc, trebuie să se alinieze niște planete în viață. Să și un Înțeleg pic despre... această. Uh, ca să termin. Înțeleg frustrarea și este cumva normală și este omenească. Bă, cum de. cum de nu e drept? Cum de trăgând la fel de mult sau mai mm. mult sau fiind mai inteligent, nu s-a întâmplat și mie? Și atunci e normal să existe fenomenul. Deci vorbim de invidie, probabil, nu? Asta... Pismă, da, dar e cumva... E o invidie pe care eu o înțeleg. Este o invidie omenească, absolut normală și naturală și este ca un fel de uh, autoapărare, ca un fel de armă de autoapărare pe care omul și-o face și... Pentru că dacă tot timpul am înțelege că, bă, nu contează, că eu o tractare tare și... da, ăla are foarte mult noroc și va fi mereu un pas în fața mea. Eu voi fi tot timpul uite aici, în spatele lui și în umbra lui. Te, 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 te duci cu capul, adică dacă îți zici, bă, nu se poate, deci din noroc și din chestii să, să fii mai bun. Și aceea există ca o armă de autoapărare în care ai și tu o refulare undeva. Băi, să ne lase, să cutare. Uh -huh. Să vorbim despre bani. Cât a costat filmul? Um, ne apropiem de, că că adică, de un milion și jumătate de euro. Banii tăi sau... Uh... Banii tuturor producătorilor. Tu cât ai contribuit? Uh, păi eu am contribuit uh, undeva la... 250 de mii, cam așa. Deci un milion și jumătate, tu 200 de mii banii tăi investiți în Aproape acest 250, mă apropie de 250 banii mei. Uh, și credeți că vă, vă veți scoate banii? Da, uh, cred că ne vom scoate banii uh, pentru... Câți? Adică la câți bani veți ajunge din vânzări? Păi cred că e foarte greu să spun și nu-i aș vrea să fac pronosticuri pentru că Poi cine știe ce atunci. se poate întâmpla vreun cataclism în România asta și să nu mai meargă lumea la film. Um, Aparnam. n-am. Uh, Five Gang a făcut, ca să ne, ne raportăm la cel mai vândut film al tuturor timpurilor care este Five Gang și a vândut 345.000 de bilete. Um, în euro cât înseamnă? Păi în euro ar trebui să-ți... Să 2-3 milioane cât au făcut? ca să simplific calculul, ei au făcut 345.000 de euro. Pentru că banii pe care producătorii ei iau din acest din bilet, este un euro per bilet. A, adică dintr-un bilet pe de și, 5... și au acoperit uh, investiția? Fără probleme. Uh, păi înseamnă că voi trebuie să vindeți, să vină 2 milioane sau un milion și jumătate de români la filmul tău, al vostru? Nu, pentru că noi mai avem uh, câteva lucruri la care uh, așa, unul avem sponsori de ceea, ce ei, ceea ce ei n-au avut. Au, au făcut filmul pe repede înainte și au dat seama că e un moment bun și l-au făcut efectiv în șase luni. Erau filmat, montat, nu știu cum și dat pe piață. Noi am avut sponsor, deci noi nu trebuie să recuperăm toți banii. Deci, dintr-un milion și jumătate, noi nu trebuie să recuperăm toți banii pe care i-am. Uh, uh, nu trebuie să recuperăm pe toți. Punem profitul. La ce profit te aștepți de la filmul acesta? Ești și un om de afaceri, cu siguranță, de gândești și la profit. Ne uh, gândim la profit. Uh, profitul va fi undeva la. Noi suntem cinci producători. Un, de, suntem trei principali, eu, Matei, Dima, Jesus, Sero, care suntem și pe decizii. Uh, și apoi s-au mai adăugat Alex Cotex, Coteț care a scris uh, cu mine scenariul și da. are un, un procent. Um, vertical Entertainment, cei care distribuie, au crezut atât de mult în filmul, au zis, nu doar distribuim, noi și producem. Și încă un investitor uh, privat, deci suntem șase. Uh, eu mă aștept undeva la... Um, Tăi, o secundă să mă gândesc. între 30 și 50 de mii de euro de persoana. profitul meu. Altă. Al, meu. Al Altă. meu, atenție, pentru că ceilalți au procente mai mici sau mai, mai, nu, mai mari nu. Uh -huh. uh, mai mici sau mai mari. Pe să zicem că tu faci 50 de mii de euro din acest film, e mult sau puțin? Este extrem de puțin. Extrem de puțin. Adică asta spun și am încercat să transmit mesajul ăsta, că lumea mergea mamă. Și lumea nu înțelege, în primul rând nu înțelege că din biletul pe care îl plătesc la cinematograf, 70% sunt bani în cinematografului. 30% sunt banii noștri, din banii ăia, din acel 30%, între 10 și 30% dai distribuitorului care te-a distribuit să ajungi în gematurg. Am înțeles. Dar stai un pic. Deci tu zici 50 de mii de euro și zici că sunt puțini bani și cei care se uită acum la interviul ăsta au să zic că e un apartament în București cu două camere. Uh, de ce da. e puțin? Păi, uh, în primul rând, este o muncă de 2 ani. Noi am muncit doi ani la de lucrul ăsta. Hai să împărțim uh, 50 de mii la, uh, la astea 24 de luni. Și aveți că eu am câștigat în asta 24 de luni 2000 de euro pe lună. Într-adevăr, pentru unii poți fi mulți. Adică poți fi mulți. Să zic că, eu câștig 700. De ce nu-i mulțumit asta cu 2000? Uh, ei câștigă 700 fără să riște toată casa. Nu eu... ai riscat cu casa, da? Nu a riscat cu casa, dar a riscat cu o sumă care putea să fie cât o, cât o casă sau cât două sau cât uh, cei 250. Adică, adică nu e fair să faci la o muncă de 2 ani de zile, să faci uh, 2000 pe lună, tu riscând 250.000. Cât Că? ar trebui să faci să fii mulțumit să zici e o investiție bună și un profit excelent? Păi ar trebui să faci, nu știu, măcar, măcar uh, undeva la, din banii tăi undeva la 50% ar fi ok dacă ai face 50% uh -huh. pe an, mă, măcar. Uh, Ideea este că lumea care este acasă trebuie să gândească invers. Băi, eu dacă aș avea 250 de uh, mii, mi-ar plăcea acest return of investment, să-i dau lucru din să-mi facă un film și să-i riște, să poată și pierdă pe tot sau jumătate. Și în cazul un fericit în care face bani să-mi aducă doar 30 de mii după 2 ani sau iar ar băga în imobiliare sau în orice altceva, astăzi sunt investiții sigure. Uh -huh. Sigure care ți-aduc un return of investment mult mai ok decât uh, ne aduce film. Și atunci de ce face asta? Pentru că toți cei care am făcut asta avem în, în acel, în acea ecuație în pe care o gândim, băi, deci băgăm atât, facem atât, sau avem și un, o chestie care scrie plus pasiune. Adică dacă elimine elementul ăsta, noi nu am găsit până acum și nu suntem în situația în care vom găsi în următorii 10 ani de zile niciun investitor real în film. Adică să vine cineva să spune, bă, fără să fiu deloc pasionat, fără să-mi placă acest, uh, acest lucru care se numește filmul și uh, produsul finit, numit M filmul, nu sunt pasionat deloc. Vreau să vă dau... Stai, guvernul nu ți-a dat bani? Că la Five Gang au fost printre investitori, ca să zic așa. Uh, și la bani. noi sunt printre... În sensul care, orice film privat, orice Crici film... Câți bani ați primit de la guvern? Zero. Lei și zero bani. A, la Five Gang au fost niște bani. Nu, nu încă n-au primit nu. nici ei. Nu, dacă mă las să spun. Deci, da. orice film independent orice film care vine cu bani de acasă, ca să asta înseamnă mai independent, primește o reducere de taxe. Deci, ți se reduc din taxele pe care ar trebui să le plătești. Acest tax rebate, ca așa se numește, este de între 25 și 45%. Noi și cu 5 Gang am luat 35%. Adică, noi, din banii pe care am cheltuit în România, doar din banii pe care cheltuiești în România, ți se dau înapoi niște bani. Ți se... Ai făcut un calcul să știi cam cât e? Um, am nu nu l-am făcut. Încă n-am închis încă Facem calcule pentru urmări. Deci noi încă n-am terminat asta. Five Gang n-a terminat asta. Uh, lucrul ăsta se întâmplă după ce cheltui banii. Adică, ca să înțelegi, acest, uh, acest lucru îl ia și Las Firbinți și Vlad. Adică orice producție independentă a entitate entități independente, cum e Pro, cum suntem noi care facem filme, dacă fac filme pe teritoriul României. Ca să fie încurajată chestia asta, ce se spune, bă, dacă tu chiar faci și faci cheltuiala respectivă, tu întâi trebuie să o faci, uh -huh. ce deci o faci integral. Și cum le răspunzi celor care uh, sunt nemulțumiți de faptul că ei consideră că statul român le, dă, le dau bani unor independenți să facă niște filme? Uh, și, da, e o nemulțumire în societate. Cum le, ne, le răspunzi, așa și lor hateri? Păi, uh, dacă ar asculta explicația și ar asculta cum funcționează acest sistem, ar înțelege că în, că nu suntem ajutați cu... Adică că nu suntem... Că nu suntem plătiți în niciun fel. Ni se dau din banii noștri înapoi. Practic, noi suntem încurajați de statul român să cheltuim banii pe teritoriul României și să nu facem filme în altă parte. Iată că dacă făceam Miami Beach în România, aveam mult mai mult de câștigat, pentru că eu am cheltuit foarte mulți bani acolo, în America, care nu sunt eligibili suntem încurajați să facem chestia asta și primim înapoi niște bani pe care oricum statul i-a încasat tot de la noi, niște taxe. Adică noi le dăm niște taxe și ei spun, ok, e ca și cum, uite, mi-ar plăcea să existe chestia asta și în zona de caritate. Adică dacă eu cu tine, Vitale, construim mâine un adăpost de câini care adăpostește 10 câini și acei 10 câini sunt îngrijiți de un domn care are și el salariu de la noi. Nu ți s-ar părea fer din partea statului să zică noi vă vom verifica, că nu faceți alte matrapazăcuri pe acolo, vrem să verificăm că 10 câini sunt luați de pe stradă, în primul rând, din București, că aveți grijă cum trebuie de ei, că omul ăla ai plătit, după care noi vă returnăm taxele. Adică noi o să zicem nu mai plătiți și taxe pentru acel angajat. Că noi, noi cui plătim taxele alea? Deci statului. Tu, tu acum ai un orfelinat, mă rog, familia da. ta, Așa. care a plătit până acum taxe la stat, peste 2 milioane de euro. Uh, pentru salariile angajaților. Salariile angajaților, că, că, că nu există niciun fel de a, de a ajuta, nu există un fel de a, așa cum în cinematografie, iată că există de curând această lege, Deci, bă, vă mai întoarcem din taxă înapoi dacă voi faceți o chestie bună pe teritoriul țării. Și încurajează. La, nu, nu te încurajează deloc. Repet, noi doi facem o chestie cu 10 câini, nu primim nimic de la asta. Trebuie să plătim și energie. Ar trebui măcar utilitățile să spună, bă, Codin, ai făcut un orfelinat. Da, nu eu, tatăl meu. Că e meritul lui și a mamei mele care e extraordinar de implicat acolo. Băi, voi, oamenii ăștia, ați făcut un orfelinat. Da, adăpostiți copiii, copii, da, sunteți autorizați de noi, de statul român, să a luați copii. Dar de unde luați copiii ăștia? I-ați inventat? I-ați creat voi? Le-ați omorât părinții că și-au devenit orfani? Nu, erau pe străzi la, la noi, în, în Și câți România copii chiar? aveți acolo? 36 care locuiesc în acest moment. Da, 36 moment. care locuiesc acolo. Și mai avem undeva la 25 care vin zilnic uh, să mănânce și să își facă temele de la familii mai sărace din, uh, din cartierul în care se află. Pentru că există și familii în acel cartier care în București 2020 nu au uh, curent electric. Mm -hmm. Adică își fac temele la ei acasă la lumânare. Mm -hmm. Fiecare. Ceva... În acest context, uh, într-un interviu spuneai că urmărind uh, relația dintre acești copii orfani și părinții lor, tu ai considera că unii nu ar avea dreptul să facă în România copii și să nu aibă dreptul la vot? Nu în România. Nu în lume. Adică, adică okay. cred că dreptul de a face copii și dreptul de a vota ar trebui câștigate. Într-un fel, nu, sunt singurele lucruri cu care ne naștem, sunt singurele drepturi cu care ne de naștem ce ar și câștigate. Pentru că tot în viața asta trebuie câștigat. Adică nu avem voie să ne construim o căsuță pentru câine la noi în curte, fără o mică autorizație. Dacă vrem să conducem o mașină, ne trebuie un examen, ca oamenii să vadă că suntem apt să conducem o mașină și nu, nu ieșim pe stradă să nu pe cineva. Cum ai ajuns la concluzia asta că ar trebui câștigate? De pe, ce? asta făceam și să explicam că totul trebuie câștigat în viață și că pentru orice trebuie un, o, o mică autorizație sau un examen care să-ți dea o, un drept, un carne de conducere, un ce. Toate, toate lucrurile care sunt mai puțin importante. Repet, câți oameni pot omori eu cu mașina? Adică ar putea să zică, bă, hai să dăm carnete uh, pe uh, fără examen mâine. Toată lumea să aibă la 18 ani dreptul de a se urca în mașină. Cum ai omor pe cineva? Cum te duci la închisoare și ai pierdut dreptul ăla? Mm. Pentru că câți oameni pot omori eu cu mașina? Unu, câți oameni afectez eu prin votul meu? Adică eu votez necunoște de cauză, fără să studiez... Uh, problemele, fără să, fără să înțeleg legislația țării, fără să înțeleg că atunci când votez președintele, eu votez președintele și pe care șase luni mai târziu mă duc să mă culc, că nu înțeleg că uh, guvernul și parlamentul sunt cei care uh, hotărăsc în țara asta. Adică... Și în cazul copiilor? Și în cazul copiilor la fel. Sunt uh, părinți care efectiv nu ar, ave, ar trebui să nu aibă dreptul de a fi părinți. Și atunci ar trebui să existe un mic examen, un test psihologic, ceva fizic. Sau, sau ar trebui să, să te. poate să naști cu acest drept, să-l pierzi pe parcurs, să zici, bă, dacă tu uh, ai, nu știu, ai, ai creat probleme, ți-ai abandonat primii trei copii. Avem, nu știu, cazuri de părinți care și-au abandonat primii trei copii și, și fac în continuare și pe cinci, Da. Adică, cumva ar trebui și asta reglementat într-un fel. Bă, dacă tu faci copii din an în an, pentru că îți place să faci dragoste cu. Uh, Noii tăi uh, iubiți, și așa mai departe. Uh, poate că tu, după al treilea copil, să pierd dreptul, să se spună, bă, n-ai cum, trebuie să te ori trebuie să te Dar, Jeziu, Corin, Asta nu mai este democrație. Ești de acord? Da, nu sunt nu de acord. Că despre ce e democrație? Adică este o nou... eu propun o nouă formulă de democrație, în care, da, trebuie. Uh, că democrația este despre popor. Dacă poporul ar vota chestia asta și ar spune, da, băi, dacă ai făcut trei copii și pe toți ai dat lor felinat, sau așa, poate trebuie să te oprești. Nu știu. La un exemplu. Sau, sau poate chestii mai grave, dacă, dacă ți-ai abuzat copiii. Dacă ți-ai abuzat copiii, să tu nu în mai În acest ai, să, moment mai ești ă, limitat în drepturi. Ți se ia copilul. Asta se întâmplă. Exact. Dar ai dreptul să procrezi. Da. Adică tu te poți duce, îți spăsești pedeapsa sau dacă, dacă, în cazul în care ești arestat sau așa mai departe, că nu toate cazurile în care ți se ia copilul, tu ești și uh, are stat, sau... adică răspunderea ta penală nu este de nivelul închisorii. Și tu... și se ia copilul respectiv pentru că au fost niște rele tratamente aplicate minorului, minore, nu știu, l-ai la bătut sau au întâmplat niște lucruri, după care tu zici, ok, o să fac altul dacă mi l-ați luat pe ăsta. Adică există treaba asta. Deci o nouă democrație, am înțeles. Spuneai la un moment dat o chiar... O formulă. Așa, o formulă. Spuneai uh, că uh, ai avut foarte mult noroc în viață, acum. Da. Ce a însemnat acest noroc? Că te-ai născut într-o familie cu foarte mulți bani sau altceva? Ce a însemnat acest noroc pentru tine? Așa am simțit, efectiv, că am așa un noroc, că am o stea Da, normal, că pornind de la faptul că părinții mei au făcut bani, că n-au avut, că m-am corectat, că mi-am dat seama că noi ne-am născut, eu m-am născut în Dristor, într-un apartament cu igrasie, adică nu m-am născut într-o... pentru că, na, m-am născut în 1980 și era comunismul era la putere, nu puteai fi bogat atunci, în niciun fel. Și când ați devenit a... bogați? În timp, nu știu care a fost momentul, pentru că tatăl meu, din momentul acela, tatăl meu a fost ambasador de carieră și un profesionist în comerțul exterior. El, el asta a făcut. A făcut facultatea de economie și s-a specializat în comerțul exterior. Deci, el a, când, când a intervenit Revoluția, și când s-a produs privatizarea, el a ales să plece din el. Se simțea un profesionist care, acolo, la stat, ar fi rămas așa, într-o limitată limitate în salariu Aici, în zona privată, a făcut ce știu mai bine. adică În, în ce că... domenii? Cum? În ce domenii? Uh, trading, de, de orice fel. Vânzări da. imobiliare sau. Nu, nu imobiliare s-a dus mult mai târziu. Ca oricare om care a făcut bani, a făcut trading, uh, chimicale. Adică făcea import-export, știa să facă un contracte foarte bine, negocieri foarte bine și asta a făcut, import-export, de la fabricile care produceau către exterior și de la exterior, materie primă către fabricile care aveau nevoie de asta. Oricum, era mic și probabil că nu știi foarte multe, dar... Lucrul a progresiv, adică m-am băgat, nu știu, adică clar la, nu știu, de exemplu, la... Când ai realizat că ești dintr-o familie bogată? Nu-mi dau seama, pentru pe la, că lucrurile au venit foarte normal, organic și progresiv încet. Adică, de exemplu, la vârsta de 18 ani, tatăl meu avea un espero, care, mă rog, nu se mai produce, era o firmă așa de, de mașini. Tatăl meu avea un, un, un espero și mai avea o mașină pe care mi-a dat-o mie, pentru că am, am luat carnetul, un fiat Regata. Mm -hmm. Un fiare, gata, asta e o mașină, căutați pe Google. Ceva Așa. deci de la 18 de ani de. încă nu era în o familie. Nu știu să termin. Așa. Tatăl meu avea un eu aveam un fiare gata, care țin minte și acum că când făceam dreapta, mi se deschidea ușa, pentru că nu, ușa nu se deschidea. Și atunci eu făceam dreapta și țineam ușa cu stânga. Uh, asta era nivelul de... At atât de bătrână era mașina aia și la noi. Uh, și acum dacă mă întreb și mă uit în urmă și mă uit la ce fac copii la 18 ani acum și ce mașini au băieții ăștia pe la 18 ani, am văzut copii pe care și cunosc, le cunosc părinții, au Ferrari la 18 ani pe bune. Eu aveam o fiare gata care se deschidea ușa când făceam dreapta, adică era extraordinar de bătrână mașina aia și de amărâtă, dar la, la, în clasa mea, pentru că eram în clasa 12, ani, nimeni nu avea mașină, era ceva extraordinar. Adică cumva eu mă vedeam foarte bine și atunci și aveam cu ce să mă încalz, poate era dar și mie erau mai noi decât ai colegului dar uitându-mă, depinde de la ce te raportezi. Eu raportându-mă la, la oameni din jurul meu, eram, eram ok, eram foarte bine. Dar acum, uitându-mă, eram extrem de sărac și atunci. Extrem. La ce vârstă și ce mașină ți-a cumpărat una cu adevărat de lux? Nu știu, că iar nu știu pe care o consider tu de lux, știi? Adică, pe care o consider tu de lux. Po poate că pe la 20 5, dar trebuie să ne uităm în presă, că presa e acoperă mult mai bine treaba asta decât așa. 25-26 de ani am avut un Maserati, care aia într-adevăr o mașină considerată uh, wow. Cred, cred Putre că 70, vârsta asta. 100 de că, de că, de exemplu, în facultate, simte că am avut un, un, Mitsubishi Pajero Sport, care pentru mine era extraordinar, pentru că eu, că, cumva... Știam că tatăl meu a făcut niște eforturi. Întotdeauna el a, a ținut o balanță bună. N Niciodată n -a, n -a, N-a avut mașini și să nu avem ce mânca acasă, nu, a fost invers. Uh, dar uh, pentru noi să să ne adică aveam o mașină care mi-a fost foarte dragă, acel Mitsubishi pe care l-am avut în timpul facultății. Acel uh, SUV uh, trăguț, tineres și, mă rog, tatăl meu zicea că își dorește să-l am pentru că e mai safe, o mașină mai mare, să nu, nu știu. M-am uitat în lista milionarilor din România și nu am văzut familia ta. Poți să ne spui acum cam la ce valoare se ridică averea familiei tale? Habar nu am. N-am făcut calculul. N-am făcut calculul și nu știu cum se face calculul în uh, acele reviste care acoperă treaba asta. Uh, în sensul în care uh, uh, estimările erau cu de, cu sute, de mii, sute, pardon, sute de milioane de euro. Da. Estimările pe care le-am văzut. Da, da, noi nu, suntem sărași, nu ne încadrăm 100 de milioane de euro, niciodată. Nu deci știu, sub să fac. 100 de milioane de euro. A, sigur că sub 100, nu știu, da, sigur sub 100, sigur, nu, nu, nu suntem nu sunt atât de bogați. A, ideea este că ar trebui. Văzut cum face estimarea. Trebuie estimate toate terenurile, toate da, imobilele, da, așa a, așa se face. Așa se face, așa nu? Se face da? Adică nu, nu doar. Nu doar cât nu ai doar, în bancă. Nu, nu numai cât ai în bancă și businessul Trebuie și evaluat business și business da. am, am câteva businessuri pe care mi-e foarte greu. Chiar mi-ar plăcea să uh, am vreo două filme care sunt. Care tu rulează. Cât de bogat ești? Uh, ai un milion de euro, ai mai mult, nu? Adică dacă îți evaluezi. Personal, variata, da. Da. tu. Ah, eu personal nu, nu știu, iar, iar nu m-am gândit, pentru că uite, depinde de foarte mult. Eu am, am tot investit acum mai Beach, adică efectiv totul, în afară de două firme de care tocmai vreau să spun că le am în online și mi-ar plăcea să le evalueze cineva uh, ca și business, pentru că eu știu cât bani îmi produc lunar de acolo uh, și sunt mulțumit, dar aș vrea cineva să vină să spună, bă, la cât de tare le-a crescut ăsta, uite, ele valorează atât. Uh, Banii mei sunt în Miami și um, nu sunt mulți, după cum ți-am zis, că am băgat 250 de mii și sper să scot 300, adică nu nu e așa. Um, mai am niște bani pe care îi țin de zile negre, pentru că iar e o chestie pe care tatăl meu ne-a învățat, ne-a forțat tot timpul să avem niște bani pe care să-i ținem efectiv. Fiecare dintre noi din familie are chestia asta. Um, Dar, cu siguranță, ești milionar. În euro? Nu, sunt meliora în lei vechi, tu. În lei vechi. În lei vechi. Uh, care a fost cea mai... pentru că ai fost prezent în presa mondenă, la un moment dat, pe exact. Facebook, ah, așa, uh, povesteai despre un cetățean care a cumpărat o șampanie și uh, prețul șampaniei avea un cost ex... extraordinar de mare, adică nici nu pot închipui cum ai putea să dai uh, atâția bani pe o șampanie, 100.000 de, de euro. Ții minte postarea Da, ta ții minte postarea, așa. da. Și încercai să ju... aminte sumă, dar așa este, 100 de mică. Și încercai să justifici domnule, sunt banii mei, i-am cheltuit eu cum vreau eu. Așa e? Adică așa stau lucrurile? Automat, atâta timp cât îți produci banii din, din lucruri legale și impozabile și taxabile și ai plătit și buget la stat, banii ți-i cheltuiești fix cum vrei. Apoi putem sta un pic așa la o șuetă și să discutăm despre cum și-a cheltuit omul la bani. Adică eu personal nu am cumpărat și nu aș cumpăra uh, lucruri de genul acesta. Cred că un, cred că un show off de anumită natură dăunează, deși eu cunoscându-l pe acel băiat personal știu exact de ce face ce face și așa mai departe. Deci e, e foarte greu. E, plecăm de la partea, domne, pe de-o parte, dacă, dacă tu ți-ai produs banii în mod legal și plătești taxe, fă ce vrei, n-avem ce face. Pe de altă parte, trebuie să, trebuie să educăm și copiii și uh, cei care ne urmează să facă lucruri constructive cu banilor. Lucruri, uh, nu știu, cred că contează foarte mult de felul în care ai fost educat și felul în care îți, îți cheltui banii. Tu ai cheltuit banii constructiv? 100% am constru cheltuit și constructiv, și neconstructiv. Adică am avut perioade în care știu sigur că s-au dus pe niște prostii, deși n-am făcut cumpărare niciodată șampanii scumpe. Eu știu. eu am Ce înseamnă prostii? Ce înseamnă prostii pe care am dat sau ce da, prostii da, pe da. Pe da. Pe... Ce ai făcut? Adică e regreț cumva dacă zici prostii. De exemplu, anumite uh, mașini. Am avut uh, Ferrari la un moment dat pe care l-am și vândut când a venit criza și n-am mai avut bani să, să, susținem orfelinatul. Tatăl meu a venit și a zis, bă, trebuie să strângem cureaua, toată lumea să trebuie să facă ceva. Și eu am vândut Ferrari și am trimis banii la orfelinat, că nu aveam bani să, să, susținem proiectul nostru de orfelinat. Deci, uite, ferrari chiar și în momentul când, când l-am cumpărat, mi-l permiteam. Din toate punctele de vedere, niciodată n-am cumpărat o mașină pe care să nu mi permis să fac un efort, a o cumpărat. Mi-l permiteam. Dar pentru că nu iubesc mașinile cu adevărat, mă opream la semafor și mă întrebau oamenii, domne, ce motor are? Și nu știam să le spun. <gânt> și oamenii credeau că nu vreau să le comunic chestia asta, adică credeau că, bă, uite, și pe tâmpitul figurantul ăsta nu vrea să lească cu noi. Și eu le spuneam, domnule, mă iertați, nu știu, știu de da, roșie, e adevărat, e, e adevărat știu că, că de 1000-2000 de euro pe noapte se cheltuie, sau cheltuiai tu în cluburi, A ai atins cifra asta vreodată? Asta o ating în permanență. Adică Pe noapte 1000 de euro? 1000 de euro pe noapte se întâmplă des foarte rar partea mea să fie o mie de... Adică în sensul că, nu știu, nota la, la, cluburi acum, în mod normal, este undeva între 1.000 și 3.000 de euro. Apoi... Nota de, persoanelor care sunt prezente la o masă. Exact, exact. Nota unei mese. Foarte rar am ajuns ca efectiv partea mea să fie 1000 de euro. Adică de obicei când suntem doar 2-3 băieți, că nu îmi punem niciodată fete la, la, la note, ajunge să cheltui 200, 300, 400, 500, dar într-adevăr am avut uh, note pe care eu le-am plătit și pe care nu le regret deloc, de Mii mi adică, de euro. Da, am avut o notă pe care mi-am amintesc acum, de exemplu, acum, Așa. fără să uh, fac un efort, uh, care a fost 10.000 de euro la Santrope, a fost o petrecere foarte mare și am plătit, eram 5 băieți și am plătit fiecare câte 2000. Am avut o notă de uh, 5.000 de pounds de lire la o discotecă la Londra. Ții minte că e o discotecă extrem de mică și extrem de greu să ajungi în ea. Masa de lângă noi și ne-am și prietenit cu Eduard Norton și Naomi Campbell. Erau lângă noi. 5.000 de pounds și am fost uh, parcă patru băieți, deci 1. și 250. nu regret nici o clipă păi nu, nu regret, pentru că acolo, at acolo atât costă Eu regret cheltuielile pe care le faci fără, adică în sensul care în momentul în care nu trebuie, uh, nu știu cum să spun, când acolo ca să ai masa respectivă, cheltuiala ți era impusă de la ușă. Si uh -huh. se spunea, vrei să ajungi în locul? Da, eu îmi doresc măcar o dată să ajung în cea mai tare discotecă din lume. Și dacă nota va fi, nu știu, 10.000, o să plătesc 10.000. Măcar să văd o despre ce e vorba și să văd dacă... Dar de ce îți place să... lucrul ăsta? Deci, sau... Deci îmi place de... viața de noapte? Da, da, da. Pur și simplu mi se pare fermecătoare din multe puncte de vedere. Din multe puncte de vedere și mi-am foarte mult din cartea mea mai ales, din film pe care l-am scris și este acum în cinematografe, din articole de pe blog, îmi iau foarte multă esență și mă fascinează oamenii care operează acolo. Dar îți spuneam, mi se pare ciudat atât timp cât tu știi că ca să ajungi acolo trebuie să cheltui 1000 de euro și tu cheltui 25. Atunci e o problemă. Dar când cheltuiala este mandatory, cum spun americanii, și când ăla este minimul cu care poți să, să ți iei o masă, una, o viață avem. Am banii respectiv, da. Am doresc să ajung în clubul respectiv, da. Pentru că în seara respectivă, de exemplu, uite, mi-amintesc, cânta Pavdedi. Era o seară în care cânta pavdei, efectiv, un club. În, și în Londra ziceai sau unde? A, Nu, nu, la Londra e un club special în care. Nu, o să-ți despre Londra. E, e în carte despre. se numește The Box Club din Londra. Intrați, intrați, citiți cartea dacă vreți o să. Așa. A, în, la Cant, la Santrope, okay. era o seară în care pavdei cânta efectiv și a, costa foarte mult o masă. Dacă eu îmi, îmi doream să ajung în locul respectiv, pentru că îmi doream. Și îmi permiteam în loc să stau la bar, să stau la o masă și să dau banii respectiv, respectiv 2000 de euro, de ce să nu-i dai? Adică o viață ai, nu e normal nici să cazi în extrema cealaltă, să spui, băi, nu, ar trebui să fim tot timpul ponderați, tot timpul, adică te poți duce într-o extremă de zgârcenie, de a fi zgârcit cu tine. Uhum. Să faci, nu, eu fac doar pentru că banii ăia se puteau duce niște copii. Bun, eu fac caritatea de restul timpului. Trebuie să ai grijă cumva și de tine, de plăcirile tale, adică po poți să cazi într-o extremă alta, asta de zgârcit cu uh, overspender, știi? Codin, mulțumesc pentru interviu și pentru o sinceritatea ta. Mulțumesc mult!